Miercuri a fost acceptată modificarea legii adopției care spune că persoanele care adoptă copii mai mari de 2 ani pot beneficia de un concediu de acomodare pe un an de zile, plus o indemnizație lunară de circa 1700 de lei. Modificarea legii a fost adoptată în unanimitate în Camera Deputaților. Proiectul de lege a fost adoptat cu 219 voturi pro, așadar persoana care adoptă un copil la cerere poate beneficia de un concediu de acomodare de maxim un an, care include și o indemnizație lunară în quantum de 3,4 ISR. Actul normativ adoptat de Camera Deputaților face mai flexibilă procedura de evaluare a adoptatorilor și susține demersurile de adopție ale acestora prin prelungirea valabilității atestatului de familie adoptatoare de la un an la doi ani, Potrivit portalului bihon.ro, urmează ca proiectul să fie trimis președintelui spre promulgare.